Nu doar că sfidează regulile pandemiei, petrecând cu 10 de persoane fără distanțare, dar interlopii sfidează și poliția. 80 de persoane au petrecut într-un local din București, iar după ce oamenii legii au spart cheful și au dat amenzi de aproape 200.000 de lei, petrecăreții și-au schimbat locația. S-au mutat într-o casă, iar acolo au chemat și lăutari, dar nu au scăpat de poliție, care le-a dat iar o serie de amenzi, ceva mai mici de această dată, de 30.000 de lei. Petrecerea a fost organizată pentru ziua de naștere a unuia dintre membrii clanului Spăitorilor din capitală, grupare cunoscută pentru violențe, proxenetism și trafic de substanțe interzise.